Nu trebuie să fie o cameră pentru a fi bântuită. Nu trebuie să fie o casă. Creierul are coridoare care depășesc locul material. Salut, prieteni! Pe timpul nopții, un bărbat s-a trezit din somn din cauza zgomotelor ciudate. După părerea mea, ar fi fals. Însă cum ar fi să te trezești cu așa ceva noaptea? O adolescentă se filma în timp ce cânta, când dintr-o dată o apariție apare în spatele ei. Nu știu sigur dacă este real, pentru că fata pare că zâmbește. Probabilitatea să fie un fals este mare. Pe data de 21 octombrie 2021 a fost publicat acest videoclip în care ilustrează o femeie care este practic atacată de o forță invizibilă. Este târâtă cu forța până la garaj. Până în momentul ce reușește să se libereze și să fugă. Pe Reddit a fost postată această fotografie, mai exact pe secțiunea Ghost, de Paul Leo, cerând ajutorul persoanelor cu privire la ce ar putea fi în fotografie. Fotografia a fost făcută familiei lui, care locuiește în apropiere de un cimitir. Entitatea nu s-a văzut cu ochiul liber. Chiar dacă este un om, este anormal să sclipească ochii în felul acesta. Internauții au speculat că este o fantomă din cimitir. În iunie 2018, o cameră de securitate, situată afară, într-un sat din Illinois, a capturat ceva terifiant. Într-o noapte liniștită, prin fața becului, a trecut ceva neidentificat. Voi ce părere aveți? Să fie un glitch al aparatului de filmat? Sau este ceva mult mai bizar? Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare!